în care trăiești n-are niciun sens pentru tine, ea este steaua mării, după care putem să ne ocârmuim lungimea vieții noastre, corabia vieții noastre, ca să primim direcție bună și să scăpăm de naufragii în această mare împolburată a lumii acesteia degradate și supusă devenirii și morții. Îi mulțumim, Părintele lui Sfântul Teodor, că ne-a primit pe toți cu dragoste și cu voie bună în acest așezământ monahal, grădina Maicii Domnului. Și îl fericităm din inimă de ziua praznicului, de ziua Ramului. Adresându-mă tuturor, vă asigur că Maica Domnului v-a văzut pe toți, v-a auzit, v-a răsplătit și vă răsplătește efortul pelerinajului, fiind gata chiar în această clipă să vă dărească toate cele de trebuință, acum și la vreme potrivită. Recunoscători pentru ocrotirea ei maternă, să-i mulțumim și toată vremea să-i zicem, toată nădejdea noastră, spre tine o pune Maica lui Dumnezeu. Mărește-ne pe noi, sub sfânt acoperământul tău. Amin.